Bună ziua, hello, здравствуйте! Eu sunt Vlad Codreanu și iată că provocarea de onoare începe în acest moment. Astăzi, pentru că este o zi frumoasă, cu mult soare și pentru că este weekend și dar pentru noi orice zi e sărbătoare. Doamnelor și domnilor, astăzi iarăși un maraton, unul bun și frumos pentru voi, stimații noștri telespectatori. Invitatul din această zi, Sergiu Țurcan. Tu, Moldova mea, ești țara mea de povești. Ești o rază, o lumină, vise femeie. Sunt ca pasărea în zbor pe un val de fiori. Ești unica mea speranță, unicul vis și unica stea. Dar iată că vreau azi în viață să mai schimb ceva. Doamnelor și domnilor, iată că și invitatul meu se apropie în acest moment. Salut, Sergiu, vină încoace, vină la tarabă. Uite unde te întâmpin eu, vezi? Tot în național. Astăzi l-am provocat să se îmbrace într-o ie națională, așa precum și eu m-am îmbrăcat. Salut, Sergiu! Bună ziua! Noroc! Bună ziua. Ce faci? Salutare. Cum la tine? Mersi, foarte bine! Cum te-ai sculat acum, de dimineață, așa? Uite ce soare, ce frumos este afară! Cu dispoziție extraordinar de bună pentru a fi gata pentru provocările care vor fi astăzi. Cum te împaci cu sportul? Ia spune! Cu sportul mă împac foarte bine pentru că eu de mic copil am practicat sportul, basketul am practicat, dar... 5 așezări acum! Da, nicio problemă, asta e prima provocare! Prima provocare! Mai jos! 2, 3, 4, 5, bravo! Nu mă lasă doar de dimineață, știi cum... Sergiu, uite, astăzi ți-am pregătit câteva provocări interesante, dar care și cum va urma, imediat, doamnelor și domnilor, veți afla. Hai să mergi cu mine. Să mergem. Sergiu, uite că am zis că un maraton frumos și ceea ce ține de sport. Spune-mi, te rog frumos, care este cel mai preferat sport pentru tine? Pentru mine cel mai preferat sport este fotbalul. Fotbal, dar ce ține de a prepara un frigăroi, tot este un sport. Da, să știi că este un sport și a prepara și ce este nevoie pentru a prepara frigăroiul? Păi, în primul rând, lemne, așa. Carne, în primul rând de carne. În primul rând carne, da. Carne, lemne și cuptorul lui se face. Așa, doamnelor și domnilor, Sergiu, pentru că este nevoie de lemne, atunci vină, te rog frumos, încoace. Da, da, da. Sergiu, ia-i roaba de tortițe. Serios, și plecăm după lemne, da, desigur. Uite, el este Mihai. Hai, Mihai, bine, o să ne arăte unde sunt lemnele. Sergiu. Mihai. Noroc, Mihai. Mihai, tu-ți fii mâna mea dreaptă. Apoi eu de dată una studiu. Nu, tu trebuie să iei și am plecat. Pot termin. Doamnelor și domnilor, pentru că a face un frigărui este nevoie de lemne. Și astăzi, multe lemne. Iată că astăzi este sportul care noi îl facem. Mihai, în care parte? Sergiu, între timp, ia spune-mi, te rog frumos, care este piesa ta cea mai preferată din al tău repertoriu? Eu și cu tine, cel mai frumos rock and roll din Moldova. Păi uite, ai toată ocazia acum cu roaba în mână să cânți și să dansezi un rock and roll, eu și cu tine. Tu și cu roaba, eu și cu tine. Eu și cu tine, dansez acum și ne bine, eu și cu tine. Lasă-mă acum, draga mea, ține-te bine, e rock and roll până mâine. Dansez cu tine și mi-e bine, draga mea. Asta nu e draga mea, da, da, da. Draga mea e acasă, mă așteaptă. Ce poveste cunoști din de-a lui Ion Creangă? Eu sau Mihai? Eu cunosc foarte multe povești de Ion Creangă. Ia-mi pune una, care? Cea mai preferată? Capra cu trei ies, cea mai preferată și poveste. Și acum povestește-o. Era odată ca niciodată o capră cu trei iezi. Numai unde era țapul? Ei s-au divorțat, s-au divorțat. Da, bună întrebare. Unde-i țapul căprii? Lupul este, dar țapul unde? Lupul este, capra este, iezii sunt. Da, eu cred că nu am plăcut de tot. Hai, am luat roaba și am plecat.
să facem frigăruiul. Să facem lată, încă o dată, să vedem cu toții până-n zori. Si, greroaba. E bun, e bun. Merge la vale. Merge. Ai soții? Sergiu, încet, Sergiu. Văd că nu poți să te descurci tare bine cu roaba. Așa. Zic cum, parcă e roaba lui Dumnezeu. Iată. Sergiu, uite, carne el vie. Este Vadim. Vadim, el este Sergiu Țurcan. Și am adus lemne. El a să te ajute să faci împreună un frigărui. Eu am să te ajut, îți dau câte un lemn. Da, să nu luăm foc. Așa. Opa. Mersi, Vlad. Prietenul la nevoie se cunoaște. Nu numai la mâncare. Doamnelor și domnilor, dacă acolo focul nu s-a primit pentru că foarte mult de așteptat, noi am venit lângă alți bucătari care o să-l ajute pe Sergiu, unde jăracul deja este gata. Sergiu, hai intrăm aici. Bună ziua! Sergiu Țurcanu! Dragi bună ziua și fete! Vă l-am adus astăzi Sergiu. Pe Sergiu. O să vă ajute la bucătărie să preparați aici frigăruiul, da? Dar voi ca bucătari o să puneți la sfârșit note, dacă el le-a făcut ok, nu le-a ars sau chestii de genul dat. E ok? Pentru început, înțeleg că avem nevoie de niște mănuși. Sergiu, sunt pentru tine. Extraordinar. Și poți să-i spui deja tot ce are nevoie de făcut, să introduc carnea. Carnea, să înțeleg, deja este gata tăiată, da? Da, este gata. Cum așa, carne de-a mai tăiată? Uite care merge drum. Ai pe pinguin? Pinguin prăjut. Între timp, și Sergiu o să vă mai cânte vouă câte ceva. De pahar, pentru că suntem într-o zi de sărbătoare, okay. Dar pentru noi, doamnelor și domnilor, orice zi e sărbătoare. Așa este, Sergiu. Și răsună muzica. Da. Deci, șefule. Începem mici, frigărui, prânăciuri, pe grătar, da. Să că sunt mici. Singurul. Cu ce începem? Cu mici? Sigur. Două porții de mici. Deci, așa, ne trebuie aici, acolo. Mici pe șompol? Prima dată aud. Da? Nu, pe asta. Ai știut că mici pe șompol se face? Prima dată, dar hai încercăm. Nu e o problemă. Sergiu, dar vezi să nu-l strici. Nu, foarte atent. Șefule, perfect. Așa. Cea pentru tine cea mai frumoasă bucăță? Asta e cea mai plăcută provocare, vreau să spun. Cred că face frigăruiul. Da, interpretul spune. Putem să zicem că deschidem sezonul de frigărui cu Sergiu Țurcanu. Da. Cred că celălalt interpret o să mă invidieze. Toarnă-n pahare, toarnă și-o bea, că vinul-i bun din via mea. La 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 la. Stimați telespectatori, Sergiu cam nu a făcut frigărui pe șompul,
Sergiu, trebuie să le dai mai în jos și nu chiar să fie loc între ele. De ce? Așa. Șefule. Stimate bucătar, ia-mi zi. E corect ce zic? Păi sigur, trebuie să-i mai desc să căldura să nu se dăie prin perț. Așa. Ai înțeles, Sergiu, ai da, înțeles? Da, aici e prima gafă, dar cred că nu e strașnică. Nu e strașnic, dar deja trebuie să faci cum este nevoie, da? Așa și fac. Ia-te-o. Așa, mai în jos. Mai în jos nu mai pot, sunt așa, unde așa, încă, așa, mai jos. Așa, e bine, e bine. Îl punem pe foc? Păi mai pune, nu? Nu, ajunge. Ajunge? Da? Perfect. Uhuu! Să! Valentin, ia spune, cum se descurcă Sergiu? Nu arde frigăruiul, carnea, mititei? Până când perfect, să vedem rezultatul la urmă. Așa, cât de gustos va fi, da? Da, ce o să iasă, să-l apreciem atunci. Așa, ok. Iată, micii deja sunt gata. Poți să te duci încolo să-i pui pe platou. Așa. Învață-l, că n-are și ne-l învăța, știi cum? Prima este. Așa, micii deja sunt gata. Se găruia cu șmidie. Dă-mi mai gustă-i, bratele! Este! Măi, dar ce miros! Eu cred că nu vă lăsăm gura apă, însăși frigărui deja este gata. La frigărui ce avem nevoie? De o piesă. Da. De care? La mulți ani cu sănătate, că-i mai bune, că-i mai bune decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul-mi pace să vă fie. Și un pahar de vin. Și un pahar de vin, dar noi vin astăzi nu avem posibilitatea să... Suntem la volan. Să bem, pentru că suntem la volan. Șefule, gustați, vă rog frumos. Să vedem ce zice în acest moment șef bucătarul. Cum șef bucătarul din această zi, Valentin, cum a preparat carnea? Carne foarte bună, are condimentată perfect, e suculentă, e fragedă, perfect. Nu da 10. Păi, dragul meu, uite, când o să te lești de muzică, dacă o să te lești de muzică, atunci poți să devii un bun bucătar să prepari aceste bucate tradiționale în frigărui. Frigăruiul nu este de al nostru tradițional, este ca ocazian, însă și... Oricum, la noi, în Moldova, el tot este tradițional. Da, și tot este o apă de preparat, da. Dar uite că în acest moment vreau să-l gust și eu. Da. Să văd dacă l-ai preparat gustos sau nu. Doamnelor și domnilor, imediat verificăm. Pur și simplu, delicios. Delicios. Bravo. Bravo, Sergiu. S-am scurt la nota 10 din partea mea, dar și din partea lui Valentin, mersi, bucătarul. Valentin, Valentin, noi îți mulțumim mult. Îți dorim succes în continuare. Iar noi, doamnelor și domnilor, plecăm mai departe. Sergiu, uite că am mai pregătit încă o provocare pentru tine. Și bogată fantezia. La mine mereu fantezia este bogată. Uite că totuși am zis că facem astăzi sport. Noi sport am făcut, lemne cu roaba am dus, așa e? Da. Frigărui am făcut tot. Foc am făcut. Salată am preparat. Farfurie am pus. Iar acum la tiroliană te provoc. Să te dai. Am alegere. N-ai nicio alegere. Plecăm. Haide. Doamnelor și domnilor, încă o provocare pentru Sergiu Turcan. Plecăm la tiroliană. Sergiu, emoții ai? Dispoziția? Cum îți e? Foarte mari emoții pentru că nu știu ce e asta. Prima dată în viața mea, dacă știu. Este o adrenalină. Este o adrenalină foarte mare. E mare. Ha ha ha!
Doamnelor și domnilor, iată că și Serge Țurcan se apropie. Opa. Sergiu, cum te simți, Sergiu? Mă simt. Trebuie buni. Pe școală cum mă simt. Ai pierdut graiul. Da, și graiul, cu voce. Hai să ne deschămăm. Sergiu, este o zi foarte frumoasă, dar așa de repede a trecut această zi. Pentru final, spune-te rog frumos, cum ți-a părut ție provocarea din această zi? Să știi că, în primul rând, vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru invitație. Cu drag. Pentru că chiar de mult așteptam așa, mă așteptam să la o invitație la așa o emisiune extraordinară. E bună și interesantă pentru, uite, pentru toți. Azi ai făcut și frigărui, frigărui, ai făcut și sport, și lemne, lemne ai dus, uite numai cât, și piteroleanu ți-o te-ai dat. Piteroleanu am fost, mersi mult în primul rând pentru că mi-ai făcut ziua de astăzi. Frumoasă. Superbă. Într-a doua rând, vreau să le doresc la toți telespectatorii acestui post minunat de televiziune multă sănătate, multă bucurie, prosperitate, toate cele bune și să aveți zâmbetul pe față tot timpul. Și o piesă din repertoriul meu care se numește Zâmbetul. Zâmbetul are raze de soare, ochi și splendoare cu tainele ei. Cum să fii tristă cât mai există multă iubire ce arde în ochii mei. Doamnelor și domnilor, invitatul din această zi, Sergiu Țurcan. Sergiu, îți mulțumim mult încă o dată pentru că ai acceptat provocarea din această zi. Eu sunt Vlad Codreanu și nu vă spun la revedere, dar vă dau o întâlnire deja săptămâna viitoare. Pa, pa!